Pelerinii care au participat duminică 28 februarie 2021 la taina Sfântului Maslu de la Mănăstirea Hadâmbu au avut prilejul să se închine la icoana relicvar a trei sfinței Bisericii Ortodoxe. Prin dragostea înalt preasfințitului părinte Naum, mitropolit de Ruse, Patriarhia Bulgariei, așezarea monahală din Dealul Mare a primit câte un fragment din moaștele Sfântului Nicodim Prescurarul, Sfântului Nicodim Aghioritul și Sfântului Nicodim al Serbiei. Aceste odoare au ajuns în așezarea monahală ocrotită de Maica Domnului prin grija părintelui Gabriel Gherasă, de la parohia Elizavetovca, Arhiepiscopia Chișinăului. În cuvântul adresat cu acest prilej, părintele Gabriel Gherasă a făcut referire la viețile celor trei sfinți care se adaugă în patrimoniul mănăstirii Hadâmbu. Iubiții mei, vreau să vă sădesc în suflet faptul că acest loc binecuvântat prin prezența în chip văzut prin icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului și prin toată această osteneală a Părintelui Stareț îi face pe Sfinții lui Dumnezeu să vină aici, să poposească. Căci poate câte locuri nu va fi vizitând un mitropolit dintr-o țară străină pelerinându-se prin diverse locuri, însă ce anume, dacă nu dragostea Părintelui Stareț, pe care nici măcar nu a avut binecuvântată prilej de a-l întâlni atunci, și prezența Maicii Domnului care ne-a dat pe toți cu vindecări și cu binecuvântările sale, facă acest loc să fie atât de binecuvântat. La rândul său, arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, și-a exprimat bucuria pentru acest mare dar, menționând că sfintele moaște vor fi așezate în dreptul proscomidiarului din Sfântul Altar. Sfinții, ca de obicei, trebuie și înstiți, ei sunt casnici lui Dumnezeu, sunt prietenii lui Dumnezeu și, în ultimul rând, protectorii, rugătorii înaintea Domnului Hristos Dumnezeu pentru noi, păcătoși. Fiindcă pentru mine, când vă văd, mărturisesc lângă icoana și Domnul și cu Sfinții în mână, de fiecare dată când vă văd împlinit și mulțumit sufletești că v-ați folosit la Sfânta Liturghie și la orice slujbă, este învierea lui Hristos. E bucuria învierii lui Hristos, fiindcă de al dumneavoastră sunteți podoaba bisericii cu frățile voastre. Am făcut și refăcut acest pustiu, acest așezământ monahal care a fost anemănui. Amintim că așezământul monastic din Dealul Mare al Mănăstirii Hadâmbu adăpostește fragmente din moaștele mai multor sfinți ai Bisericii Ortodoxe. Printre aceștia se numără Sfântul Ioan Iacob de la Neamț, Sfânta Fericita Agafia, Sfântul Mucenic Alexandru Romanul, Sfântul Ierarh Luca al Crimeei, Sfântul Ierarh Filaret de Cernigov, Sfânta Maria Magdalena, Sfinții Prunci uciși de Irod, Sfântul Gavrila Tonitul, Sfânta Împărăteasă Elena, Sfântul Teodor Stratilat, Sfântul Teodor Tiron, Sfântul Pantelimon și Sfântul Mucenic Victor.